Din foaia de prezență semnată de către dumneavoastră, constat prezența a 17 consilieri în funcție. Consiliul local este întrunit în ședință legal constituită și își poate desfășura lucrările. Ați primit materiale de ședință și procesul verbal de la ședința anterioară? Da. Sunt discuții? Având în vedere că nu sunt obiecții, spun că nu a fost procesul verbal al ședinței din 19 octombrie 2017. Voturi pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnule președinte Paris Alin Mihai, cum să preluați conducerea ședinței? Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna secretar, domnul primar, domnul viceprimar, doamna Constanță, domnul deputat local, dragi colegi, dau citire ordine de zi, așa cum este scrisă în comunicatul lor. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2017. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 52 din 18-8-2016, privind aportarea normei de hrană polițiștilor locali încadrați în structura poliției locale sau știu. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind propuneri pentru aprobarea contului de execuție al bugetului pe trimestrul 3 anul 2017. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind aportarea unor premii elevilor Rotaru Florentina și Rotaru Paula Aurelia Izabela. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a Comunei Sascuți, despre Bacău, pentru perioada 2014-2020. Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei din cota valoarea chiriei tarifului de utilizare a spațiilor disponibile din unitățile de învățământ în speță Liceului Tehnologic Dafne Elia Sascuți. Proiect numărul 7. Prezentarea raportului de control privind principalele aspecte ce s-au desprins în urma controlului de fond efectuat la Unitatea Administrativă Teritorială Sascuți de sub Bacău. Proiect numărul 8. Dacă sunt diverse, se pot la vot, domnule Rezi. Proiectul numărul 1, comisia numărul 1, aziți favorabil, comisia numărul 2, favorabil, comisia numărul 3, favorabil. Dacă sunt discuții legate de proiectul numărul 1, domnul Marian. Nu vezi că ați luat acolo sumă de bani de la primărie, de la reparația primăriei, se mai execută sau nu? Sau dacă faci una primărie, nu mai îmbrăm la aia care este acum. Se mai execută lucrările la primărie? În condiții actuale, nu. Pentru că, dacă s-a anunțat vremuri, nu mai trebuie că este și oare. Și o să facem în viitor. Deci banii care au fost alocați nu o să mai fie acolo? Nu o să fie. O să ducem acolo. Pentru că nici nu putem. Sau dacă facem altă primărie și nu avem proiect de hotărâre pentru altă primărie, nu mai facem bani și gata. Și o lăsăm așa. Știți? Dacă tot avem alt proiect de hotărâre pentru altă primărie, lăsăm așa și nu mai primăm bani de acolo și gata. La anul care o să mai trăiască, spunem de atunci. Avem banii de acolo, poate nu știu. Și că bine suntem învolucrați. Da. În funcție de fonduri. Altceva? De fapt, suntem într-o perioadă destul de grea privind resursele locale. Mă refer la partea cheltuielilor care pot apare în buget, parte din el necredură pe anul. Anul acesta a apărut probleme care trebuie discutate la un moment vis-a-vis de realizarea veniturilor pentru acoperirea cheltuielilor bugetare. În acest an, mai ales că a apărut datorită măririi salariilor presiuni mari asupra cheltuielilor, mai mult și mărirea numărului de angajați la primărie. Părerea mea că trebuie gândit foarte bine până la terminare de bugetat pe anul acesta,
pentru ca să ne încadrăm cheltuielile care sunt. Care resurse din afară s-ar părea să nu fie prea multe. Cred că trebuie să avem o anumită logică și o anumită constanță în realizarea cheltuielilor ca să putem asigura partea cheltuielor pentru personal. Acum s-a luat în buget, s-a făcut o rectificare de buget în jur la 30.000 de lei care a trecut pentru acoperirea cheltuielor la personal. Mai încolo s-ar părea să mai apară asemenea probleme destul de, părere mea, delicate. Eu cred că și pentru cetățenii din comuna Sascut ar să apară probleme vis-a-vis de creșterea cheltuielilor, nu numai cu impozitele, cu probleme de stabilitate și celelalte probleme. S-ar părea colectarea pe baza impozitelor taxelor la cetățeni a valorilor care trebuie asigurat bugetul local, trebuie multă atenție cu eliminarea cazurilor acelor care nu prea plătesc impozitele și taxele. Asta o problemă de importantă, cred eu că trebuie să ne gândim la o altă filozofie a aducerii în prim plan a valorilor cetăților mărini prin angajarea forței de muncă, prin atragerea investitorilor. Noi nu prea avem investitori în comună Sascut, nu este dezvoltat suficient la nivelul comunii Sascut sectorul privat, care în mare parte aduce venitul la nivel local. Din impozite și taxe, de regulă, la comunele care nu au posibilități să extindă, fiindcă investitorii nu prea se duc. Dar comuna Sascut dispune de condiții optime pentru foarte mulți, să spunem noi, investitori care ar putea să vină în comuna Sascut. Mă refer la un echilibru care există în comuna Sascut, mă refer la teritoriu, mă refer la resurse, gaz, metan, cale ferată, transport și celelalte condiții optime care pot asigura și pot să atragă o serie de investitori chiar cu investiții destul de mari. Deci trebuie să ne orientăm în direcția aceasta. Ar crește personalul angajat, ar fi mai mulți salariați, vă dați seama câte venituri pot să vină în bugetul local. Numai din impozite și taxe va fi mult mai greu. De-aia am zis, trebuie văzută această problemă în acest cadru care l-am amintit cu atragerea investitorilor. Cam atât. Domnul președinte, vă simt obligat să dau cuvântul dumneavoastră concluzia că nu ne ajung banii. Când deja avem pe drum cele 8 proiecte aprobate și vin peste 250 de miliarde de lei în 24 de luni. Doi, acum am asigurat și am rămas într-un gol financiar tot ce înseamnă proiectare și tot ce înseamnă declanșarea acestor proiecte. Trei, am trimis din poartă în poartă toți politiștii locali să mai strângem, sau mai strângem o 300 și ceva astfel de milioane. Ajung la concluzia că unele firme, în bilanțul lor contabil, au o valoare, pe teren au un alt raport de evaluare. Și acolo o să umblăm și o să găsim. În 9 ani, în 8 ani, cât ați mai stat aici, în lipsa mea, tot prea s-au adus investitori. Acum avem un proiect cel mai mare, 2 miliarde și mai euro, fabrica de lapte cu 60 de locuri de muncă. Un prim pas. Nu-i mult, nu-i puțin. Gândiți-vă. Avem asatul aici, care, pe aceea, se mișcă și mai strânge niște bănuți, cu vreo 7-8 angajați. Nu? Au mai venit alți investitori, frații tăi rog, și fac acum un proiect și ei. Îl avem pe omul de la Jaluzele, îl avem pe domnul Vespan, de acolo, de la Alba Potabil, care nu plătește foarte mulți bani la bugetul local. Dar avem. Eu nu umblu cu începături, eu umblu doar cu realități. Dacă aducem 250
circa 50 de miliarde de lei. Despre ce vorbim noi la ora actuală? Că desfășurăm pe două proiecte acum, unul de 75 de miliarde, da? Și unul de 56 de miliarde. Faceți o pătere, vedeți cât bani sunt proiectul care a trecut de la Pățești, podul de școală reabilitare. Și mai avem acum apa, canal, încă de milion și ceva. Iar ca numai trei proiecte unde se duc. În condițiile astea, când vorbim de taxe și impozite, ați încercat să convingeți oameni să vedeți despre ce vorbim noi, n-au bani că doar să plătească 30 de lei pe an apa potabilă și uite că vine gratis la Pâncești. Și am făcut acolo două cursuri, nu? Nicola s-a spus, astăzi am vorbit cu Euro să ducă să facă raportul la 380, băgăm pompă să fie și apă și acolo. La Pâncești, investiția începută de un Costea este când merge apa, încăleagă cai de ciușmele și smulgă conducte de pe jos. Astăzi am avut genul ăsta de a închis apa acolo. Adică, când vrem să vorbim pentru televizor sau pentru camera lor de tele, spunem așa. Dacă vrem să spunem că nu o să avem de acolo bani pentru că am angajat prea mulți, suntem sub schema care o are aparatul primăriei aprobată prin proiectul de tele. Nu o să avem, o să ne străduim consiliul local la rectificare, la buget acum, să ne dea pe jumătate de lună, pare, am asigurat banii în învățământ. Care e problema? Strigă cineva ceva? Eu aș dori să se strige, să spun chestiuni reale. Unde greșim? Și mai greșim. Că nu suntem la falda schimbător. Dar dacă ar fi vorbit al domnului consilier de oriunde, aș fi înțeles. Dacă vorbiți dumneavoastră care sunteți cu un schimbător de buget, mai aveți și un informator acolo care vă explică treaba, eu vă rog frumos să vă abțineți, să publicați lucrurile astea, că intrăm din rău mai rău. Dacă până acum a fost rău sau bine, nu s-a făcut nimic, acum când începem să ne mișcăm, să facem ceva mai rău, dar faceți ca la televizor, aia cu pensiile. Dacă îmi permite. Nu mă opri. Sunt unul de la, mă iertați, sunt unul de la PNR, îmi direc și felicita pe doamna Urguța Vasilescu, că domnule s-a făcut cu pensii ceva. Și să urmă la pensii, și nu-i bogul s-a făcut. A dat o chestie, știți? Acum mă așteptam la mulțumit pentru asfalt, pentru condițiile gaz metan. Ne ducem la Conțeș cu gaz metan, ne ducem la Bărcuța cu gaz metan, și cu șoseaua, la Bărcuța până la Coghena, nu știu, cu șoseaua până la Fântânele, dincolo la Conțeș. Veni și mai jos la Pâncești, până mea alec cu mămâile până Luca. E chestia asta să mișc. Nu pot să nu recunosc ce a făcut bun și Nipsu, ce a făcut bun și colegul Bostan, măsura 322. A făcut-o cu ajutorul meu, dar a dus-o la capăt. Și eu am beneficiat de măsura asta cu asfaltarea, de acolo 2 ani și ceva de zile. Adică sunt lucruri care de-acolo nu recunoște în viață meșnică. Și pentru asta eu le-am mulțumit și tot timpul, și ai mei, și dumneavoastră mă condamnați, de ce nu dau și taie în carne vin? Nu. Și a fost în campanie, a fost în campanie, și aici, aici. Că altfel, dacă m-aș apuca acum să mă cer cu toată lumea, ce aș face? Nici mai am timp să trăiesc. De asta vă rog și insist, mai ales când eu ședință televizată, da? Să avem orientarea dacă e bine sau rău și facem. Și atunci, de obiect, punct lovit. Pe exemplu, ordinea de zi, astăzi s-a scăpat printr-un proiect de hotărâri ca cele două campioane care una e națională, una e mondială, să a cerut tatălui lor, părinților, că sunt necăjiți și stau pe teritoriul comunii s-a spus, au cerut și ei ca ceilalți care au solicitat la noi. Asta și în președință să-l prezinte, iar la punctul respectiv am spus, nu-l dăm în lucru Consiliul Local, deoarece acele două fetițe sunt la onești. Chiar dacă locuiesc aici și am inițiat un proiect de hotărâre ca să înființăm Asociația Sportivă Flaurilor și s-a spus, cu toate disciplinele care le putem prinde. Și atunci sunt reprezente și s-a spus. Atâta timp când avem pe lângă Consiliul Local o asemenea asociație cum am mai fost, parcă m-aș pripi să acord premii în continuare reprezentând alte cluburi. N-am avut ce să mă fac oferență, că nici pereți nu are.
și n-a nicio conduită. Azi am dat mașină să plece să aducă niște lucruri cadou date de București, de cei de la lupte. De asta zic eu, e bine să ne orientăm când ținem discursul de asta, că să răcem, că murim. Nu, într-adevăr, n-am depășit a strânge, sau n-am reușit să strângem un procent mai mare la recuperarea taxelor și impozitelor, dar ne-am organizat și am mers echipe, da, în satele noastre și să strângă bani. Acum iar încerc. Mă, dacă strângem fiecare lucru de 34 milioane, iar măcar se poate salariul polițistului local sau casierului. Îmi cer scuze pentru intervenții. Da, nu. Îți binevenite. Eu n-am venit să critic problema. Eu am venit ca o problemă de a avea în vedere problemele care ridică și poate ridica mai mult, mai ales partea aceasta a veniturilor, care sunt necesare pentru comună. Alea care le-a spus dumneavoastră sunt de acord și, bineînțeles, ele se realizează, dar implică și comuna în cheltuiel. Și, pe parcurs, cred eu că puteți rezolva problemele dacă vor fi, așa cum spuneți dumneavoastră, în mare majoritatea lor, sunt în derulare. Dar am spus la echilibru bugetar la nivelul comunei ca scurt, se poate realiza, cred eu, fără mari probleme, atunci dacă să aibă în vedere și dezvoltarea sectorului privat. La asta m-am referit, nu la critică, de particulă. Da, și bine. Îmi cer scuze pentru întârziere. Eu am zis că sunt la și jumătate aici, în sfârșit. Prima problemă, domnule primar, e la două oară, parcă, când spuneți că ați fost sfătuit să tăiați în carne vie de-ai dumneavoastră. Nu știu ce înseamnă asta, cred că ar vrea o explicație. Așa, în al doilea rând, mă bucur că recunoașteți că unele realizări pe care le aveți acum sunt în continuare celor care au fost început. Deocamdată atât. M-am referit când am zis că să tai în carne vie. Eu, de obicei, vreau să împăr pe toată lumea. Comportamentul meu mai duios față de opozanții mei nu e un comportament de frică, e un comportament de respect. Pentru că unii au o patimă așa de a mai vorbi. Și eu am vorbit până la 60 de ani. La 60 de ani nu că nu mă mai pricep să vorbesc, parcă aș vorbi mai calm, mai limpede, ca drept dovadă eu astăzi l-am pupat pe drumul grea. Am pierdut în instanță, are omul drept, asta e democrația, să recunoști pe ăla care nu te supăra. Nu, e o realitate pe care... Zica la dumneavoastră că pupat. E pupatul lui, da. E pupatul lui, da. E pupatul, nu știu cum. Eu pe mulți care i-am pupat, l-am murit în timp și am avut o mare clientul și sigură. Așa că nu e o problemă, să știu. Mulțumesc. Bine. Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot proiectul numărul 1. Voturi pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 2. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Dacă sunt discuții la proiectul numărul 2. Domnul Mare. Am văzut că mai aceea să ați oprit din salariu. Ați oprit salariul la polițiștilor locali și apoi ați venit cu această hotărâre. Nu trebuia mai întâi să veniți cu hotărârea și apoi să luați și măsuri necesare? Am informația că salariul la poliția locală a fost micșorat. Nu. Ba da. E vorba de Și iar acum... Dacă noi am trecut un articol de lege acolo, întâi studiați-l până și după aia comentați. Eu, ca vorbunță, în principal de lege, nu-mi permit, mai ales, că nici nu s-a răcit procesul verbal la Curtea de Conturi și la indicațiile. Da, n-am putut să-mi permit să spun asta în scris. Dar dacă vă luați articolul de lege și-l studiați, vă dați seama că nu mai semnez. Conform articolul, domnul Dumnezeu. Da. Conform articolul, salariul procesului local a fost diminuat de la norma de rană de luna trecută. Domnul
Dumneavoastră veniți acum cu hotărârea de Consiliul Local, veniți după ce ați încălcat acea hotărâre la Consiliul Local, nu care a fost aprobată de noi și a fost inițiat de dumneavoastră, ca să le mărim urmă, era la 34 de zile. Domnul Maia, n-am încălcat nimic. Ba, eu știu așa o văd. Păi dacă a verificat-o și nu-i încălcată, am revenit doar la 25, la 25 sau 30. 25 de zile. Ați revenit la 25 de zile, dar dumneavoastră deja ați oprit pe luna trecută norma de rana Consiliul Local. N-am. Eu sunt deci în eroare. Ba, nu sunt deloc în eroare. Doamna Contabilă. Tot ați zis, domnul Contabilă, aici ați oprit luna trecută din urma de rană la Polițești Local, doamna Baru. Dar s-a oprit, dar conform legii, domnul Chiria. Pe care conform legii? Că noi am conform hotărârii Consiliului Local, am aprobat 34 de zile. Deci s-a oprit sau nu s-a oprit? Eu asta am întrebat. Nu-i contează cum. Mi se pare normal, că s-a deschis de sindicat la Polițești Local, să ne intri chiar ei. Răspundeați pe toți. Erați în partea era, pentru că nu s-a mi spune bine acela. Deci, cum spun conform legii, domnule, legea nu are nicio treabă cu hotărârea de Consiliul Local. Dacă o zic, Consiliul Local am încălcat-o sau am dat-o mai devreme decât am putut legea, mi se pare că e corect ce spun eu. Noi, acum, am venit pe cadrul legal. Acum? Acum. Și de ce ați oprimat decât să dați asta? Pentru că așa a fost. Dar pentru ce nu mergi cu hotărârea Consiliului Local? Trebuie să mergi cu hotărârea Consiliului Local, nu ține loc de lege. Nu? Și vă zic că nu. Dar ce zic? Hotărârea Consiliului Local este vorba când vorbești de banii publici, da? Să-i repartizezi pe unele proiecte, pe unele... Dar nu cum vor hotărâi de Consiliul Local? Am aprobat norma de rană pe 31 zile, domnule. Dar nu vorbim acum, e vorba... Domnul, asta vorbim acum. Vă că micșorați la 36 zile, la 25 zile. Deci, iar luați deja măsura, ați luat-o până în zile înainte. Domnule, și care e problema? Reclamați problema. Păi, eu asta m-am întrebat, o să reclam, dragul. Păi, o să reclam. Ce idee am pus? O să reclam, am înțeles. Păi asta spuneți, ca să reclam. Și ce puneți până în gură, spuneți că nu s-a făcut așa ceva. Domnule, la cât bugeți știți dumneavoastră și la cât de finanță? Aș tot, nu, dar vă spuneți, păi de asta aș făcut așa de multe dumneavoastră, vă pricepe. De asta aș făcut așa multe, acum că vă pricepe, se vede că vă pricepeți. Vă că spuneți tot timpul ce veți face, nu ce ați făcut. Ce ați făcut în 24 de luni? Bă, că ați mai și vorbiți, sunt la televiziune, dar se vede, acum vorbiți dumneavoastră. Domnul Maia, legea așa se cuie, domnul Maia. În fine, nu? Vă rog să vă abțineți a contesta în necunoștință de cauză. Da, cred. Citiți legea, întâi și urmă. Trebuie să vorbim neapărat mai ce vezi dumneavoastră, ca să fie necunoștință de cauză. Atâta știți, atâta vă zis. Eu, domnul Maia, când dați voi... cu referitor la polițiști locale. Era vorba de un raport de activitate la lunar sau la jumătate. Pentru fiecare polițist sau nu, ceva în sensul. Doctor, la mine în toate raportele, zi cu zi, ce se întâmplă și ce faci. Dacă doriți, vine până la dispoziție pe toate. Nu e o problemă. Și eu m-am supărat, ți-am minte pe ei, cu banca, cu alea, cu finanțele. Adică și eu am luat o spune. Tot avem și dăm niște bani, măcar știm pentru ce. Dacă mai sunt la discuție? Da, eu aș avea o întrebare. De ce v-ați oprit la 25 și nu la 20, la 27? Deci care a fost mobilul în acestor zile? Cred că vă spune, doamna secretară. Domnul articolul 125 din legea 153 pe 2017 prevede suma sporului, compensații, adaosuri, prime, premii și indemnizații, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulat pe total buget, pentru fiecare operator de credite, nu poate depăși 30%. Și s-au calculat 30% din bugetul poliției locale, care a dat o sumă, 6.000 și, de câte mi-aduc aminte, și au împărțit-o la 32 de lei, cât prevede ordinul 496. Ca să nu încădrăm în lege, ordinul Ministerului prevede 32 de lei pe zi calendaristică și au dat 25 de zile. Ca să ne încadrăm în cei 30% de bugete. Dar poate să-i rogăm, poate să-l modificăm. Dar poate să-l modificăm. Aia a fost sub 25 de zile, da? Nu, sub 25 de zile. S-a înțeles, doamna Rea.
Dar nu-i dat de azi în cur. Aveți de toate azi în cur, nu știu până. De ce înseamnă să... Ați aplicat legea așa? Ați aplicat legea fără mă dădea consiliu. Domnul Maria, dacă sunt discuții la punctul 2, ați luat cuvântul, vă rog frumos, ce e... Dar după aia mea tută, ca de toate. Vorbim cu domnul primar. Mulțumesc. Pun la vot proiectul numărul 2. Votul pentru, împotrivă, cu abținere. Cineva? Cu abținere. Nu știu. Da? Da. Eu așa zic. Da. Cu abținere. Da. Proiectul numărul 3. Propuneri pentru aprobarea contului de execuție al bugetului pentru mestru pe anul 2017. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții dacă sunt legate de proiectul numărul 3. Dacă nu sunt... La... Aici eu, chiar mai consilier mai nou așa, nu prea înțeleg toate datele astea. La secțiunea funcționare, la venituri încasate de la impozit pe clădiri la persoane juridice. Văd un procent foarte mic de realizare aici. Care ar fi cauza? De ce e așa mic? Unele gratuități care le-a făcut posta conducere cu niște bănuți mai mici cu scăderi de lucrări pe unele spații a dus la scăderea procentului 2. Mai sunt câțiva care nu au achitat taxele și impozitele, care își permit, da, până pe data de 15 noiembrie, îi plătesc penalități și să le plătească obligatoriu. Nu intervine executarea civilită. Dar cât plătiți dumneavoastră la piața asta? 20 ceva de milioane. Cât ne-a zis primăria? Nu, da, gratuitatea, cât s-a fost? Păi, dar nu are treabă cu impozit. Păi are, nu. Dar am spus banii. Tu să n-ai orice bani, impozit. Dumneavoastră, la orice... Nu, v-am spus în calitate de tânăr. Nu, eu n-am pus cu lungură, v-am spus doar în calitate de tânăr consilier, adică mai nou, știți? Dacă acum poate ar fi într-o funcție de conducere și atunci o să vedeți cum stau lucrurile. Că dacă ai un contract... Exemplu, făcut cu Răuță, eu nu cred peste 4 ani, care a făcut pe 8, 10 ani, nu fi fost, așa, peste 10 ani, la care vine locul meu, nu poate face altă modificări. Asta e un impozit pe clădiri, ai o chirie, nu ai treabă. Eu am făcut-o pe mică. Impozitul, orice impozit. Tot, la orice persoană fizică, la orice impozit. Ai impozit, nu? Dar de ce nu ai cu cei care vor despre din afară? Ce-ți vezi? Cum înțeles? Alte discuții la proiectul numărul 3? Dacă noi spunem comisia, aveți favorabil. Discuții, unde-s discuțiile? Așa ca să ne arătăm cu fix să vorbim? Nu, dar eu mai fac o trimitere încă o dată, chiar vă rog comisiile să vă faceți datoria. Atunci când spuneți fără discuții, fără discuții, cu discuții, cu discuții, că așa ar fi corect, nu... Dar legea nu spune așa. Legea nu spune așa. Toată lumea face parte din comisiile de specialitate. Dacă vă manifestați... Și în plen avem dreptul să ne spunem opinia. Asta la chestiuni excepționale, domnul. Așa se numește. Să pun la vot proiectul numărul 3. Votul pentru, împotrivă, se abține cineva. Proiectul numărul 4 este amânat. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Pastuc, de Bactur, pentru perioada 2014-2020. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții legate de proiectul numărul 5. Dacă nu sunt discuții, se pun la vot proiectul numărul 5. Votul pentru. Împotrivă. Se abține cineva. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei în contravalorarea chiriei tarifelor de utilizare a spațiilor disponibile din unitățile de învățământ al Polului Tehnologic Jacques Meirea Sarcur. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Aici, cred că este bine să luăm în discuție procentul care trebuie stabilit din
din închirierea spațiilor. Deci am văzut acolo că este un procent cuprins între 20 și 50%, nu? Da. Așa. Deci noi, Consiliul Local, trebuie să aprobăm procentul ăsta care da. Trebuie redistribuit. Da? Părerea mea este că deoarece intră în, în gospodărirea unității respective, cred că ar fi rezonabil să fie un procent... Da, da. Minim, cât e 25%. 20. Să fie minim. Că sunt cheltuieli de gaz, mai dau mai mult încălzit acolo. Sigur că da. Da, cât e minim, eu fac un minim. Dacă la hrana politicilor a fost în urmă, am comentat, păi tu comentezi. Aici e la titlul mea. Să nu, dar cred că e normal și firesc da. Să fie în beneficiu unității respective. Domnul Maria? Domnul Mișin, dar dumneavoastră sunteți directorul liceului Ilias. Vreau o întrebare la dumneavoastră. Care ar fi venitul într-un an de zile la toate aceste chirii și tot absolut ce să... banul care vine cu dumneavoastră? În chirii și în celălalt spații închirii. Noi nu avem spații închiriate decât pentru cantină. Unde se desfășoară activități de praznice pentru mormântare, cu metrii sau botezuri și eventual nuni. Eu vă pot da sumă din momentul în care am fost director până acum. De exemplu, din mai până în prezent. Asta e principala perioadă a veniturilor. Nunțile de obicei se fac în, pe timpul vechi. Până în prezent, din mai până în prezent, este o sumă jur de 4.800 lei. Toate. Toate pomenile, toate cumetriile, toate nuțele. 4.800 Bun. Asta e venitul. Acum, să facem așa, la 4.800 la 48 de milioane. Da. Sunt cheltuieli, gaz, lumină, absolut tot ce cheltuieți dumneavoastră până produceți acești 48 de milioane, că la o nuntă necesită cheltuieli. Da. E personalul, e gazul, e apa, e tot. Plus celălalt, care duci o hotigenică, deci vă dați seama la scăpați de cheltuielile astea, nu știu dacă, dacă mai avem și... Nu știu să mai dăm bani. Și dar stă degeaba. Păi nu, nu stă degeaba, tu mă zic, dar e singur dacă... Nu, am zis, dacă rămâne o sumă minimă de 5-6 milioane din cei care este, 5-6 milioane, acum să dăm 20% și cel 20, un milion. Acum este venit, stai echitant, nu vreau primării. De ce să nu meargă în bugetul lor? Că au ce place la liceu, că nu e așa de bine liceu. Domnul Maria, răspundeți mi o chestie, dar să vă mulțiți suma asta cu numărul de luni și credeți unde ajungeți la sfârșitul anului. Cu numărul de luni? Păi tot la un milion, tot la un milion pe an ajung dacă, dacă el numai atât poate să te iei. Că restul se, se duc în cheltuiel, domnule, domnule, duc în cheltuiel lui. Dacă rămâne un milion două, dacă rămâne un milion două. Ca să vădă punct. Legea spune clar. Noi, ca și instituție, tot ce avem noi, aparțin de Consiliul Local. Da. Deci nu pot să zic că e clădirea mea și o închiriez eu și stabilesc, da, într-adevăr, pot să stabilesc lucrurile prin hotărâri de Consiliul de Administrație. Le pot mări sau micșora, dar tot la respectivă parte o atribuie Consiliul Local. Deci după nu stabilesc eu. După cheltuiel, nu la casă. În casă. N-au niciuna, mai e lege, mă. Trebuie să dai atât. E lege din 2008, da, Consiliul Local stabilește 20 până la 50% îi se atribuie Consiliul Local din veniturile respective de închiriere. Eu nu pot să stabilesc, că știți ceva... Ce putem face? Noi să ne ducem la limita minimă ca să dăm lui să aibă mai mult de dezvoltare. Atât, dar altceva n-am explicat. Deci nu puteți, zero. Nu se poate zero. E minimul cel puțin 20%. Liceul e la pragul de supraviețuire. Trebuie să predau și eu școala la Berești, ca să aibă un număr de elevi să funcționeze. Și ea, ca firma SC Eurolin, SRL Sascur, pentru învățământul dual, da? De 300 de milioane pe an, ca să țin o clasă de copii. Și Nicu Șerban, tot la fel ca mine, să țin o clasă de 21 de copii. Ca la timpul nostru, poate, găsim meseria și pe tractoare, pe mecanică, tot ce avem nevoie. Știți de treaba asta? Sau n-ați auzit învățământul de la anul? Nu, dar am auzit că doar 300 milioane pe an. Nu, azi e rulind, dar 300 milioane pe an. Da, și șerba, și șerba. Dar nu știu, să putem că să dai mata, deci dau la unul doi, să vădă că nu moare cineva. Nu m-aș fi spus, mai trebuie să mă chitați atunci. Păi dacă nu știți, dacă nu știți, dacă nu știți,
Deci dacă nu aveți, aveți datorii la bugetul local, 3-4 miliarde și trebuie să faci beneficii. Nu mai sunt datorii, te aștepteți în ieruare. Păi să aveți 1 miliarde, 1 miliarde, nu aveți în ieruare. Asta aveți destul. Putem reveni la proiectul numărul 6. Și vorbesc cu domnul Marian după din învățământul dual, pentru clasa nouă, sunt într-adevăr 3 licei în toată țara. Trebuie să știu asta, chiar nu vreau să știu. Chiar nu vreau să știu. Nu știi nimic, știi nimic. Trebuie să știu. Rămânem la 20% și punem la vot, da? Să punem la vot minimul 20%. Da. Voturi pentru, împotrivă, ne abține cineva. Proiectul numărul 7. Prezentarea raportului de control privind principalele aspecte ce s-au desprins în urma controlului de fond efectuat la unitatea administrativă de funcționare și ascult, județul BAC. Comisia numărul 1, nu e cu vot, e doar prezentarea raportului. Dacă sunt discuții legate de raportul respectiv. Domnul Marian. A fost autoritatea consulului. Domnul Marian, are o întrebare și credeți din cauza asta. Văd că perioada supusă verificării a fost începutul anului 2017 până în prezent. Exact de când sunteți dumneavoastră primar. Deci a fost supusă verificarea aceasta. Dumneavoastră acum cu acest raport de control, dacă stăm și ne uităm, aveți șase pagini în care... Mai sunt patru? Mhm. Dar de ce nu ați adus câte să vadă? Cine a supus aici să vadă? Da, chestia este dacă vă duceți. Nu, eu am văzut ceva la sat, ceva să puteți acolo de fapt. Și vă lași, am văzut un lucru care nu știți. Aveți trebuie că ați aprobat și un consiliu local. Eu îmi puneam întrebarea acum ce ați făcut într-un an de zile dacă n-ați făcut. Foarte multe. Păi să vedeți ce ați făcut. Nu acestui raport chiar să vedeți. Numai activitatea noastră, decât ați făcut noastră primărie, nu de când erau ceva. Nu vă mai agitați, aveți niște măsuri. Da. Care? Nu au fost executate la timp, domnule. Nu au fost executate la timp, domnule. Aia e la prefectură, pardon. La prefectură. Care-i problema? Dar nu au fost executate la timp, de atunci. Da. Dar ți se pare, Marian? Asta a spus așa mult. Care și așa mult? Dar nu știi. Nu știu. Păi, domnul Marian, ia de exibit. Știți că secretari s-au schimbat în perioada asta, care era dreptul lor să-l facă prin Consiliul Local. Dar aici vreau. Nu voastră, nu au plecat. Secretar, primar scrie doar de 4 ori. Dar e greu să citesc. N-au plecat din cauza mea. Nu. Ei s-au schimbat ce secretar să-ți scrieți noastră. Da, nici măcar la adunare nu știți. Nu știu, vreo 3-4 secretari au plecat din cauza mea. Chiar 5? Da, 4 sunt. A, nu sunt la angajat secretar. Da, 4 sunt. Sunt patru s-au schimbat de zeți noastră. Care-i patru? Care-i patru? Care-i patru? Dar care? Doamna Olaru? Doamna Olaru? Doamna Olaru a fost scrisă deja la data. Nu, asta. A fost secretară pe timpul noastră, doamna Olaru? Nu e adevărat, domnul Dizine. Doamna, nu, deci nu-i stup. Nu a fost secretară? Nu a fost pe timpul ăla. Și chiar în condițiile astea, cum ziceți, tot 3 ori rămas. Nu, vreți că spuneți că au plecat secretarii. De ce au plecat? Trebuie să puneți întrebarea ce au plecat. Frumos ar fi să începem cu noi, cu consilierii, care avem și noi niște bețe de luat la sunteți. Trebuia să spuneți în primul rând. Adică eu n-am reușit să depun raportul de activitate. N-am reușit niciodată, n-a fost anunțat, domnul consilier. Niciodată. Ar trebui să spunem de câte ori am luat cuvântul și zice ce inițiative am făcut, ce activități în jurul primarului sau în jurul Consiliului Local am susținut sau nu. Și toate ca să justifice și niște bani pe care pentru că am vorbit vis-a-vis de fonduri, că nu sunt bani. Dar nu spunem că ne-am mărit leafa și la consilier și nu-i corect. Ilegal, dar tot aceeași muncă face. Deci sunt multe chestii care le aruncăm doar așa la plezneală. Hai să-l batem pe primar. Dar suntem și noi vinovați, domnule. Multă vină avem și noi.
că atât așteptăm să greșească domnul primar ceva și să ne dăm la mustăți, să-i vedem dacă el a făcut sau n-a făcut treabă. Deci penalizare. Nu, dar nu-i corect ce facem. Nu-i corect ce facem. Haideți să vedem că e munca Consiliului Local, nu-i numai primarul. Primarul face ce dispunem noi, dacă știm să dispunem. Dar dacă noi ne băgăm în rahaturi dintre alea mici și ne bălăcălim așa doar de dragul de a vorbi, sigur, Consiliul Local ar avea mai mult de făcut. Păi ălea mici, care, v-am spus, care duc la diminuarea numărului de pagini din raportul prefecturii. Numai 16 consilieri care n-au depus raport de activitate și mai mic. Numai 13 consilieri care n-au ținut audienții și mai mic. Și astea sunt problemele noastre. Și pe aia evident pe primar. Dacă mult acolo, cel mai mult are secretarul și primarul. Ei, secretarul mai mult? Secretarul? Cred eu că primarul trebuie. Nu, nu pot fi secretarul. Păi și atunci are secretarul. Secretarul și primarul are cel mai mult. Avem și noi. Avem și noi. Asta vreau să spun. Adăși noi. Nu, și eu vreau. Ce e dumneavoastră? Eu aș vrea să fac iar o intervenție. Ce vrea tu să mă achit de niște hârtii indicațiile prefectului sau să facem o treabă bună pe bună asta. Corect. Așa și eu mă leg de tine, dar trebuie să-și facă pocă în restaurant. Da. Alu, să consumă drogă, să dau la copiii subțișteani, e sub dimensiunile aprobate de legii la 5 metri de prefectie. Există lege, are ce să vă vorbesc așa ceva. Ascultă, domnule, eu nu fac în primărie. Să omoară oameni vor să bat. Foarte bine. Bun, ce ar însemna? Există legea, am controlat pe toți. Deci am o mare rugăminte. Da. Știți care e și atributul Consiliului Local? Ore de funcționare la barul. Corect. După ce se întâmplă în comuna asta, știți care este atributul Consiliului Local? Să respecte legea? Să dea niște hotărâri pentru ca tot cetățeanul să fie, eu știu, sub protecția legii. Nu sub încălcarea ei. Și de asta am pus doi camere de luat vederi în toată comuna. Da. Ieri poliția ne-a cerut filmul pentru nenorocit de asta ne întâmplă în comuna asta, care nu știți, tâlhării, omor și altele violuri, care s-au găsit cu ajutorul ăsta. Vă mulțumesc pentru că ați aprobat lucrul ăsta. Un lucru bun. Despre ce vorbim? Vorbim despre asfaltul ăla care se face, vorbim despre lucrările care le facem, vorbim despre importanțierea. Ce ați făcut? Că în cuvântul noastră, chiar la început, a spus, vorbiți din cauza televiziunii. Nu am proiecte, că am putare. Ce ați făcut? Ați făcut jumătate de luni. Sunt pentru oamenii care nici nu știu să vorbesc. Nu, dumneavoastră știți. Deci, atenție, pic, am comentat un lucru. Din punctul meu de vedere, cum îl faci tu acum, nu este util. Eu nu are scopul. Deci nu și-are scopul. Adică, știți cum faceți? Dăm cu noroi și se întoarce noroiul în tine. Cam așa ceva. Cât ai fost tu viceprimar? N-a fost greu? Le-ai făcut pe toate, le-ai dus pe toate posturile? Era ciușca de afară cu banii. Mi-am făcut treaba cu mine acum. Mai aveai vreodată te putea la mine. Mi-am făcut adevărul, asta a fost. Alo, știi ce înseamnă asta? Omul de lângă tine, când nu mă e, devine o fiară, dar dinții sunt retezați. Nu te mușcă tare. Căldor dinții după aia. Că-ți trepejiți. De fapt, eu cât de rău ai trăit cu mine. Trecem. Și aici măcar faptul că ești în alianță cu PSD-ul, fost datoria, măcar să te abții să o gândești. Să zic al noastră. Da. Dacă să zic al noastră. Alo, deci atenție. Din punct rău, măsurile acolo, din toate măsurile acolo, eu am 4-3 rezolvate și una am termen de rezolvare. L-am văzut că rezolvat toate. Iar din punct de președinte trece la punctul. Cred că s-a alunecat puțin de la situațiile care trebuiau discutate și nu trebuia să ajungem la droguri, la nu știu ce și așa mai departe. Da, în sfârșit, problema este cu totul alta. Eu am citit și eu raportul de la prefectură, am văzut acolo ce s-a stipulat. Este adevărat că pentru secretar a fost greu. Asta e la început. E la început. A venit după o situație mai puțin așa când a venit o nouă conducere la primărie. În sfârșit. Dar
aveam un primar care avea experiență. Deci trebuia să pună puțin, să o ajute. Deci eu asta e cer, să o fi ajutat pe doamna secretară. Dar credeți că nu am ajutat-o? Așa nu știu, dar ca să nu... Am ajutat-o că venim prefectura în control, un pic. Și a venit prefectura în control, da. Și ne-a pus la punct, nu numai pe noi, asta voiam să zic, îmi dați voi, că să vă bucurați că a fost acolo la început, pentru că eu n-am avut posibilitatea asta, că atunci când vin și te controlează, îți arată niște lucruri pe care nu trebuie să le încalci, sau să nu le greșești. Corect ca noi, cred. Nu, am fost corect. Nu. Corect. Da. Nu ai avut și dincolo de asta, faptul că vi s-a spus unde greșiți sau unde apare greșeala, sunt sigur că se va evita în continuare. Deci nu sunt sancțiuni, decât măsuri care să vezi. Da, e normal, vă spun, ați avut norocul că a venit acolo la început, așa pentru că... Mama Ioana, cum vin din da, că poate nu mai greșit norocul din viitor. Norocul din viitor. Domnul Văscher, vă promit că sunt serios în continuare. Dar nu, eu n-am zis că sunt serios. Mai ales cu președintele și vicepreședintele. N-am zis că nu sunteți serios. N-am zis că nu sunteți serios. Eu nu-mi pot permite lucrul ăsta. Deci, vă rog să ținem activitatea doamnei Cruceanu și să rezolvăm problema cu apartamentul ăla, că doamna este disperată, să vedem ce putem face, ajutăm pe toată lumea, dar un om care a muncit în primărie, un om care a depus suflet și care a rămas singură, trebuie ajutat. Și bolnavă. Și bolnavă, da. Și vă rog frumos, haideți să facem un proiect, să vedem ce putem face, pentru că este încăjită și trebuie ajutată. Doamna Cruceanu, da? De asemenea, domnul viceprimar, v-aș ruga să trimitem la școala Berești, să punem un bec în curte, că degeaba am pus camera aia de loc de vedere, că acolo e întuneric și nu se vede nimic. Deci punem un bec în colț acolo și atunci e eficientă camera aia de loc de vedere. Da. Acolo, ca să vadă ce e acolo. Pentru că acolo se petrec multe măgării la școala aia acolo, nu măgării, adică... Care măgării? Copiii orgasmici, da. Și dacă noi punem două becuri acolo, le tăiem spre spațiu. Atunci se vizualizează și atunci vedem și ce e în neregulă. Așa? Iar o altă rugăminte, în perioada cât a fost și este asfaltul murdar, haideți să mai trecem cu pierea, că face bine. Face bine noi dacă lăsăm mălul acolo, degradăm asfaltul și dacă nu îl îngrijim, se duce de vale. Și e păcat, îl punem foarte greu, bani mulți și dacă avem grijă de el, e mai bine. Astea sunt frumoase. Și am așteptat la fântânele, vă rog frumos. Ați promis-o la pădân, la oamenii, la particularii care se duc spre adunării, la doamna Cruceanu. Ne-ați dat un tub, ne-ați dat bunul, a rezolvat acolo, dar mai trebuie neapărat o mașină de spărcă de oameni. Și mai este o spărtură de apă la Pânzești, chiar la primul cămin. Și dacă picurile se umple, îmi vine înghețul în primul glas. Primul cămin din lângă școală. Deci la Pânzești? Da. E acolo legat calul ăla. Știu, dar... Chiar la Sava, acolo, la Sava, domnule. I-a fost radical, nu știu ce. S-a ridicat până aproape de jumătate de cămin. Știu ce. Altceva la diverse? Da. Îmi permiteți? O rugăminte. Știu că s-a făcut acolo jos la stație un adăpost. S-au mulțit iar. Bine, că i-aduc alții, că nu știu ce, iar sunt eu. Eu dau un nume, Nicule, de zis să zic așa, că suntem de vârsta. Am câteva individe care, efectiv, dau un nume. Fac robes. Știți că eu dau la două zile, iar am să supăr pe cineva, cât 100 de pâini la câinea sponsorizare, tot de la Secerorii. Deci la două zile 100 de pâini. Eu, personal.
Nu, eu spuneam asta pentru că au apărut iar în zonă. Doamna bucătar, domnul mie. Da. Doamna bucătar. Doamna Bana. Și mai e o doamnă care insistă să ducă mâncare la câini. Și în momentul când ea face treaba asta, dă drumul la plasa de sărmână. Care le sărmână și îl dă drumul de sărmână. Da, azi dimineața l-am chemat pe bădința la mine. Și am să supun Consiliul Local spre aprobarea unii puși de la alea cu... Tranquilizant. Cu tranquilizant. Ca să putem să-i prindem. Da, mie personal, 180 ceva din găinii mele am mâncat. Vreți să vedeți? Are fotografii vicele toate găinile martenograte. L-am chemat azi dimineața, bă, să face ceva, l-am chemat pe domnul doctor, am făcut noroc cu domnul doctor, contract cu domnul doctor Antoi. Haideți, domnul doctor, spune-mă la mâncă, să facem ceva. Crede-mă că vă mai spun ceva. Haideți că poate n-ați ieșit din zona asta, spus, dacă au ieșit să vedeți pe câmp. Cum sunt câini abandonați, a dus... La pasarele doctor, la jurul 20 de câini. Legat, despre ce-i vorba? Am avut o perioadă de vreo două luni de zile, de liniște, unde am băgat pe toți. Bă, au venit fetele care cu câine toată ziua, inclusiv doamna Corobană și mai să fie. Care efectiv, ce să vă spun, dar cred că ați trecut și voi. Uite, duceți-vă la emis, vedeți acolo, doamna... În ultimele două săptămâni sau cam avut? Da, în dimineață, la Valea Sărbine, erau 20. Vedeți și cum liți, despre ce vorbim. Ne-a reclamat, a vin la mediu, a vin la potenția. Animalul, da? Eu ce înseamnă, nu știu ce înseamnă lucrul ăsta, da? Acum o să găsim o soluție iar și am să vorbesc cu domnul vice, sau dacă nu am unde acum, să ne ocupăm iar de o acțiune de asta, să se prinde câini. Am luat o crosă și acum încercăm, iar o să ne punem oameni din cap care... Ne filmează, ne dau pe cum, ce să vă spun? Doar îi duceți acolo. Am luat de aia pentru câini. Nu, că de ce câini? Că ne dă aia pentru câini, nu e o problemă. Dar primește tati Andrei de acolo în Italia, așa, la, și face cum o stăți cu pădărie mare și începe artei bronul, aia cu prefectura. Încercuite, vizate, bifate, tati de Consiliul Local, tati de consilier, care o fi, cum or fi. Dar după comentariu mi-am dat seama cam cine le-a dat. Dar să te vezi la televizor că prin câini și mai leai ce să demonstrați câte unul, nu m-am văzut acolo, cum zice, bără. Eu trebuie să duc la îndeplinire, o trebuie Consiliul Local. Prindeți câini, faceți țară, faceți aia, am făcut, duc acolo, mâncare nimeni, eu mâncare. Mă trezesc cumva legat într-o zi, nu, este o problemă, problema câinilor este o problemă, la, la, la nivel național, nu numai la nivel comunist, a spus. Este da, o ce faci? Efectiv, sunt niște oameni care nu înțeleg. Mă mai dau un exemplu, mă duc să pun lampă deasupra scărilor. Apropo de lumini, în măsuri luate pentru cetățeni. Vine Margarita Păpăuțanu și stăpă în Pără Mare, că e proprietară și cum nu-mi permit eu să-mi țăp cu roșul peretele ei. Și n-am mai pus-o acolo, am mutat-o mai la acolo. Mai sus la celălalt de dreapte. Vă spun că sunt și oameni care sunt așa cum sunt. Da, întotdeauna. Sunt oameni care spun că tot ce spun din la voastră, dar nu mă sau de jos. La diverse. Dacă aveți probleme la diverse, mă trebuie și eu. Eu am amintit, reamintesc chiar, și aș dori că s-ar simți nevoia ca să vină și consilierii, la biserica din Sascuț, că deja s-a terminat 600 de metri pătrați. Să nu apară observații după ce se termină. Mi-ați ajutat foarte mult să faci noastre observații. De fapt, este sub control direct al domnului Negoiță. A venit din partea compartimentul de pictură de la Episcopie și a văzut și a acceptat lucrările. E un stil aparte față de pictura care există la nivel, să spun, chiar la nivel Moldovei. Dar ceva, cred eu că ar mișca în bine dacă dumneavoastră ați face observațiile acum și nu după. După este foarte târziu și nu mai e nimic de făcut. Pictura asta durează 100 de ani pe el. Este o pictură deosebită făcută, intră 3 mm în partea de beton și ea nu se poate strica foarte repede. Nu este mozaic, este o pictură deosebită. Cu costuri deosebite și s-a ajuns, cum a spus, peste 600 de metri, a ajuns și plafonul, a terminat turla și tare bine ar fi să mergeți și dumneavoastră să ne spuneți aici, practic să spuneți acum la rece ce nu convine și ce convine, fiecare are părerea lor.
De fapt, este pentru vizitatorul mediu, de rând. Nu e pentru cei care sunt în specialitate. Ei observă foarte multe defecte. Noi observăm mai puțin. Se respectă canonele bisericești, chiar așa lipsa domnului Egoiță și... Ar fi bine să ne-ați ajutat, dacă ați intrat în biserică și chiar să îmi spuneți mie sau lui domnului. Uite, eu inițiez o altă treabă. Adică vă sensibilizez ca Consiliul Parohial al bisericii ne s-a spus să strângă în fața Consiliului Local să mai vadă și ei ce fac în jurul bisericii acolo. Ca vin cei de la mediu și vrea să-mi dea bine. Șobolan. Tot, eu trebuie să-mi permis eu tot de acolo, că tot eu am dat ce e acolo. Am mai dus părinții în spate pe la casă de la. Dom'le, dacă vrei să faci un lucru frumos, întâi fă în jur și pun în interior. Poate să vină în Consiliul Parohial să ne sensibilizeze, să găsim soluții, să găsim o sumă, să încercăm la Ministerul Cultelor să solicităm. Și asta pentru că toată lumea are nevoie de biserică și până la urma urmei la biserică ajungem pe ultimul drum toți și tot rămâne de noi. Despre asta vorbim. Iar când te duci în curtea bisericii, și ai vrea să faci frumos și curi urât. Eu am dat și l-am dat de părintele că îi demolești ghicherea aia de acolo, că pun lumea să spată tot de acolo, să întâi facem funcție în jurul bisericii, iar dacă e vorba de fonduri, sau dacă e vorba de o rămintea preotului și a Consiliului Parohial, către Consiliul Local, să vină aici discutăm. Facem o ședință numai pentru treaba asta. Găsim soluții, atenție. Este lucrarea de rurare. Iertați-mă că fac o glumă bună. De o glumă. Și trebuie neapărat să continuăm această activitate care a început. Domnule, atenție ce spune, fac o glumă bună cu părul alb. Nici eu până la 60 de ani nu prea am fost cu biserica, va trebui până la 70, cred că nu ai fost cu biserica. Dacă ne-a revenit acum, așa am înțeles, că ultimul drum e râpa, adică da, haideți să găsim soluții. Măcar biserica să ne mai îndrepte pe unii. Corect. Știți că noi, ăștia mai în vârstă, nici cu medicamente străine nu mai îndreptăm, dacă e cazul. Părintele Graur are obligație. Și când vorbesc, are obligație. Cum vrei Consiliul Parohial să facă curățenie. Doi. Are obligația să vină să ceară. Da? Și mai are obligația să meargă cu noi înainte ca să putem scoate un ban și de la Ministerul Culturii. Că altfel, la buget dăm și noi 2, 3 sute, 4 sute, 5 sute, cât o putea de milioane, găsim soluții, dar nu așa, contradictorii. Față de Consiliul Local, de unii consilieri vorbește altfel, față de unii consilieri vorbește altfel, față de primarul mai contează, fii tăbăcit, cum mai vorbește. Important este să vină aici și dacă nu vrea să vă place, sunt domnul învățător Costa, îi place curățenia de acolo, eu mă las de primărie. Bașca aia de acolo, cred că a făcut-o de chichireasă. Să cânte ipolomenia. De încoace toată hărjuga aia și toate petroile aia și grizile aia și căpriurile aia, mă, nici măcar așezați, mă? S-au luat multe. S-au ia luat, dar nu-și face casă dincolo. Două sunt ăștia. Ia luat. Noi suntem de numai să n-avea mult acolo. Le-a lăsat pramul. Asta e altă problemă. Nu e altă problemă. Cum colaborează preotul, Consiliul Local și cu primarul, da? Așa se vede și imaginea bisericii. Să vină aici să vorbească cu noi. Nu dumneavoastră sunteți episcop, sunteți? Da. Este reprezentant. Te vedeți? Cum poți fi al partidului nostru? Așa sunt episcop. Cum dumneavoastră? Păi despre ce-i vorba? Haideți amândoi să-l convingem pe Domnul Graur să vină în fața Consiliului. Avem posibilități. Mai găsim niște bani să dăm la biserică. Toată lumea putem pune din indemnizații cât un ban și să dăm niște bani. N-am pus problema banilor. Eu am pus problema numai să vedem. Dacă pictura, corect. Vreau să ne sensibilizați. Haideți să vă știu. Dar spuneam în mod direct. Domnul, trebuie aceștia bani. Trebuie. Deci suntem de acord să ajutăm biserica, suntem de acord. Nu s-a ajutat. Dar nu să stăm noi de vorbă, să venim noi, pentru că voastră stați de vorbă. Suntem totuși aleși. Prima dată venim la dumneavoastră în audiență. Vă aștept. Cu mare drag și cu ceva la fel. Altceva la defensă, dacă nu. Închei ședința, mulțumesc pentru participare. Eu vă mulțumesc, mulțumesc pentru religiunii plăcere.